Bine ne-am regăsit! Ați observat că, în ultima vreme, soluția de drojdie a prins din ce în ce mai multă popularitate? Cu siguranță și dumneavoastră știți despre ea și mai ales despre beneficiile care le are asupra roșilor. Însă, v-ați întrebat vreodată, oare am putea da această soluție și la alte plante? Ei bine, în materialul de astăzi vom afla împreună răspunsul. Inițial, drojdia a fost concepută drept un ingredient de creștere al aluaturilor. Însă, un studiu efectuat a demonstrat că aceasta ajută chiar și la coacerea legumelor. Însă, pe lângă acest fapt, ea are și elemente nutritive pentru majoritatea plantelor. Haideți să vedem împreună care sunt plantele care adoră această soluție. În primul rând, puteți oferi soluția de drojdie plantelor dumneavoastră de apartament care sunt ofilite. Veți vedea că, în scurt timp, acestea își vor căpăta vitalitatea. Apoi, alte plante care adoră această soluție sunt petunile și mușcatele. Dacă, spre exemplu, doriți să înmulțiți mușcate, atunci când acestea au făcut rădăcină și le veți pune în pământ pentru a se prinde, adăugați și puțină soluție de drojdie. Acest lucru va spori creșterea lor. Și bineînțeles, rata de succes în ceea ce privește prinderea acestora va fi una mai mare decât în cazul în care nu veți pune nicio substanță nutritivă. Apoi, printre legumele care adoră această soluție de drojdie, se numără chiar și vinetele. Pe lângă cerințele lor față de căldură, acestea au cerințe și față de calitatea solului. Mai ales atunci când sunt în floare, dacă le oferiți drojdie, rata de productivitate va crește. Apoi, o altă legumă care adoră această soluție este nimeni alta decât roșia. Sunt convinsă că și dumneavoastră ați auzit despre beneficiile soluției de drojdie asupra plantelor de roșii. Și, într-adevăr, aceasta este cea mai bună soluție pentru fertilizarea roșilor. Am văzut roșiile, trecem acum la castraveți. Și, în mod surprinzător, și lor le place soluția de drojdie. De ce? Fiindcă în perioada în care aceștia fac mici castraveciori, care ulterior vor crește mari, ei au nevoie de o fertilizare riguroasă. Într-adevăr, pentru castraveți, cel mai bun fertilizator este soluția din coș de pâine, dar și aceea este bazată tot pe drojdie. Și, făcând o paranteză, în alte moduri de preparare, drojdia este benefică chiar și pentru oameni. Asta deoarece conține vitaminele din grupul B. Și ardeii pot fi fertilizați cu soluția de drojdie, mai ales atunci când sunt în stadiul de floare. Aveți grijă totuși la ardei, deoarece fertilizarea prea deasă ar putea duce la degradarea plantei. De aceea, este recomandat ca fertilizarea cu drojdie la ardei să se facă o singură dată. Iar acum, spre finalul listei, am lăsat florile, și anume trandafirii. Fertilizarea cu drojdie merge foarte bine și în cazul trandafirilor. Dacă veți fertiliza trandafirii din grădina dumneavoastră cu soluția de drojdie, vă veți bucura de niște flori mari, bogate, precum și de o înflorire abundentă. Totodată, soluția de drojdie pentru trandafiri este folosită chiar și ca un insecticid. Știți foarte bine că trandafirii, la un moment dat, o să facă purici dacă nu sunt îngrijiți corespunzător. Iar aplicarea acestei soluții are dublu efect. 1. Pentru stimularea înfloririi și 2. Pentru îndepărtarea insectelor dăunătoare. Un lucru care trebuie menționat este că beneficiile drojdiei asupra trandafirilor nu se opresc aici. Pe lângă toate cele menționate anterior, dacă veți alege să puneți soluția de drojdie la rădăcina trandafirilor,
veți vedea că, pe lângă aspectul estetic, datorită înfloririi abundente, trandafirii vor atrage insecte polenizatoare, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un avantaj, mai ales dacă aveți o grădină de legume și vă doriți o producție crescută. Așadar, nu ezitați să folosiți această soluție, iar dacă doriți să vedeți cum se prepară, v-am pregătit un filmuleț aici.